Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la Sportul Cojean. Numele meu este Cătălin Pastor. În această seară vă propun să discutăm despre fotbal și vorbim în primul rând despre Gilortu Târgu Cărbunești, singura formație cojeană care ne reprezintă în Liga a 3-a, iar în premieră, studiul Accent TV, este Mario Găman, antrenorul sau proaspătul antrenor al formației Gilortu Târgu Cărbunești. Haideți să vedem împreună ce șanse are trupa gojeană în eșalonul terț. Bună seara, Mario, și bine ai venit la Sportul Gojean. Bună seara, Cătălin. Bună seara tuturor telespectatorilor. Mulțumesc frumos de invitație, pentru că este și o premieră în seara asta. Da, și ne bucurăm că ești alături de noi, mai ales că ai preluat cârma unei formații care, iată, surprinzător pentru mulți, anul trecut a reușit să câștige campionatul județean, a reușit să treacă și de baraj, un baraj pe care l-am putut vedea în direct la Accent TV, și iată că acum evoluează în Liga a 3-a. Nu este însă, Mario, deloc o misiune ușoară pentru tine, mai ales că ai preluat din mers această formație și nu de la începutul pregătirii. Ce te-a determinat să alegi Gilortu Târgu Cărbunești? Cine te-a convins să vii la această formație? M-a convins, în primul rând, dorința de a, în primul rând, de a demonstra că, fiind și prima, ca antrenor principal, fiind și prima mea experiență, să zic așa, ca antrenor principal la o echipă de seniori, și împreună cu, după mai multe discuții, împreună cu colegul meu, Dan Staicu, cu care lucrez de 2 ani de zile, 2 ani jumate la Luceafărul Târgu Jiu, și am decis de comun acord să încercăm să reușim ceva, chiar dacă din discuțiile anterioare și din 2-3 vizite pe care le-am făcut la Cărbunești, ne-am dat seama că este o misiune grea, pentru că din echipa care a promovat anul trecut au mai rămas 4 jucători, ceilalți jucători provin din Liga a 4-a, sunt jucătorii, majoritatea tineri, jucători fără experiență, jucători care nici la Liga a 4-a nu aveau nu neapărat o consistență în joc, și o constanța jocurilor, adică evoluând minut de minut. Dar noi am preluat această echipă din etapa a treia, unde am reușit un rezultat surprinzător pentru mulți, un rezultat foarte bun. Exact, a fost un început bun, promițător, apoi a urmat 2 deplasări la Hunedoara și la Deva și un meci acasă cu Gloria Cermei, unde am toate cele 3 meciuri le-am pierdut. Cele 2 meciuri din deplasare au avut un deznodământ apropiat. Am luat 2 goluri rapid, 2 goluri din la Hunedoara din 2 greșeli personale, iar la Deva din 2 faze fixe. Apoi repriza a doua, am avut, să zic, o evoluție constant bună, nesperat, chiar dacă eu am preluat o echipă care a început foarte târziu pregătirile, o echipă care nu a făcut un cantonament adecvat, cum se spune la fotbal, și am reușit să dominăm ambele echipe. Chiar dacă n-am avut reușite, eu, pentru mine reușită înseamnă finalizarea terminată cu gol, adică a marca cel puțin un gol. Acasă tot la fel, am avut un început bun, primele 15 minute cu Cermei, eu am avut 2 ocazii foarte importante, aia lui Andreea Rumeliță, n-am reușit să marcăm, apoi o greșeală personală unde cei doi fundași ai mei centrali s-au autoinvitat, le-a luat vârful fața, 1-0, apoi a doua repriză am început la fel, le-am dat-o noi, cum se spune, pentru 2-0, și dezmomentul final, 5-1, nu mai este nimic de spus. Am văzut pe pagina echipei voastre, mai ales la jocurile din deplasare, că au fost unele greșeli acolo în defensivă. Acestele, nu știu, sunt încă lucruri de pus la punct, din acest punct de vedere, jucătorii se adaptează la un nou nivel, sau care este problema principală în acest moment pentru Gilortu? Da, sunt
cum să zic, ne pregătim foarte bine jocul, adică pregătim din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere tactic, tehnic, mental, tot ceea ce înseamnă o pregătire la cel mai înalt nivel, că dacă vorbim de Liga 3-a, noi deja am început cu alt rând de antrenamente, cu alt nivel de antrenamente, chiar unii din băieți spuneau că ei nu mai făcuseră de 2 ani și ceva un antrenament organizat de 70-75 de minute, dar... cum să vă zic, și ca și noi ca antrenori care trebuie să ne adaptăm la ceea ce avem, că degeaba îmi doresc eu să joc ultra-ofensiv sau să joc pe... Dacă lotul nu-ți permite. Dacă lotul nu-mi permite, eu trebuie să mă adaptez, că de-aia ne-am hânămat la munca aceasta, mă adaptez la ce am, nu trebuie să, acum, dacă tot am preluat această echipă, eu nu caut scuze, că nu am asta, nu am făcut cantonament, că nu am jucători de experiență, că nu am 10-15 jucători, nu. Asta este, eu sper ca în cel mai scurt timp să obțin și prima victorie, sper că în meciul de sâmbătă cu Chișinău Criș să realizez asta împreună cu stafful meu și cu băieții, cu conducerea, și să aducem în primul rând, că este cel mai important, și spectatorii să vină la stadion, pentru că pentru o echipă mică știți cum este, este o echipă iubită, au demonstrat și în Liga 4 că au avut susținere atât din punct de vedere financiar, cât și al suporterilor, care este un sprijin normal și necesar oricărei echipe care evoluează de la Liga 3-a în sus. Bun! Mario, ce ai găsit la Cărbunești din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar? Pentru că știm cu toții că aceste criterii contează foarte mult atunci când schimbi eșalonul. Da, din punct de vedere financiar știți cum este. Este ce pot ei să oferă este un salariu minimal acolo. Primăria oferă la fiecare jucător o indemnizație de efort. Iar restul de, că mai sunt jucători care s-au înțeles, sunt cei doi oameni care se ocupă de echipă, domnul patron de la Vâlcea și Ionuț Gâlcescu din Cărbunești, care și ei au avut un aport substanțial la promovarea echipei în Liga 4, din Liga 4 în Liga 3. În rest, ce să zic, condițiile sunt... cum să zic, minimale. Nu sunt condiții, pentru că nu avem nici masori, nu avem nici vitaminizare, cum ar trebui să aibă orice echipă de Liga 3-a, dar încă o dată zic, nu mă plâng, băieții din punct de vedere al antrenamentului, al atitudinii și al concentrării au răspuns excelent, chiar dacă au fost și mici probleme cu banii, nu sunt ca la orice echipă, știi cum e, trebuie să conștientizezi unde te duci, să faci tot posibilul să îi conștientizezi pe jucător să ceea ce le cer tu, indiferent că nu-ți dau banii, că nu sunt condiții de Liga a doua, nu mai vorbesc de Liga a întâi, ei trebuie să demonstreze cei tineri că sunt la Liga a treia, unde noi suntem într-o serie foarte puternică. Poate cea mai puternică. Cu siguranță, cea mai puternică. Am zis că am avut și ghinion pentru că suntem în cea mai puternică serie. Și vreau să te întreb, Mario, din momentul în care, din păcate, până acum, în 6 runde, dacă nu mă înșel, nu am reușit să strângem decât un singur punct. Bineînțeles, suntem la început de campionat, nu e cazul să ne apăsăm butonul de panică, cum se spune. Dar e realist acest obiectiv, salvarea Gilortului de la retrogradare? Adică cât e de greu realizabil într-o serie, așa cum spuneam, cu echipe foarte, foarte bune? Nu este greu realizabil în condițiile în care eu sper din calculele noastre pe care le-am făcut să obținem cel puțin 13-14 puncte în acest tur de campionat, apoi în iarnă, împreună cu conducerea, împreună cu toți factorii de decizie, ne punem la masă. Și eu îmi doresc să, făcând o analiză trecând în linie, îmi doresc și eu să am la echipă niște jucători în concepția mea de joc, să mi-aduc ceea ce am eu nevoie acolo, pentru că gândește-te că ei au început campionatul fără, cum să zic eu, doar cu un fundaș central de meserie. Doar cu un singur vârf de meserie. Linia de fund toată este formată din copii under, adică din punctul meu de vedere defensivă este compatibil, deci cu care asigură stabilitatea echipei. În principal, din toate punctele de vedere. Dar sperăm să
putem continua, că îți dai seama că și eu îmi doresc să adun cât mai multe puncte, sper să ce depinde de noi, tot ce depinde de noi să reușim lucrul acesta, pentru că e greu dacă nu adun puncte și mergem din nou și mergi cu trec etapele pe lângă noi și nu aducem puncte, în primul rând punctele îți oferă și încrederea necesară în primul rând jucătorilor, pentru că noi oricum ne comportăm la fel și pregătim meciurile la cel mai înalt nivel, adică cu începând de la echipa adversă până la noi, pregătirea jocului este din acest punct de vedere excelentă. Poate Gilortul să atragă totuși niște nume cu experiență pentru acest eșalon. Aici mă refer în pauza de iarnă, având în vedere și condițiile care sunt la echipă, bineînțeles bugetul care este la echipă și așa cum spuneai tu, Mario, mai ales într-un interviu pe care mi l-ai dat mie la un cotidian, spunea la un moment dat că mentalitatea ta, filozofia ta de joc este una ofensivă. Mă rog, vrei o echipă combinativă și așa mai departe. Poți realiza pe viitor, Doamne ajută să fie bine și să strângi și numărul de puncte necesar, dar poți realiza o echipă, să nu zicem ideală din punctul acesta de vedere, dar să aibă caracteristicile acestea. Eu asta îmi doresc. Eu asta îmi doresc, dar știi cum e, tot la factorul financiar ajungem. Exact. Pentru că gândește că sunt jucători, poate la Liga 4-a, jucători buni, jucătorii chiar exponențial unei echipe de Liga 3-a, care au un antrenament pe săptămână, au jocul duminica și poate iau același salariu ca un jucător de la mine care îmi vine de 4 ori pe săptămână plus meciul, sunt 5 zile, plus că eu am în angrenajul lotului, am jucători profesori, deci am jucătorii încă elevi, care trebuie să meargă și la școală, gândește doar la lucrul acesta, pentru că la o echipă de Liga 3-a, unde factorul principal ar fi și stabilitatea financiară ar trebui să o asigure echipa de fotbal, unde nu te mai gândești că trebuie să fac și altceva pe lângă fotbal, te gândi că un salariu acolo bun să te focuseze numai pe aspectul fotbalistului la echipa ta. Pe antrenamente ta, și așa mai departe. Pe antrenamente și tot ceea ce înseamnă fotbal profesionist, că până la urmă de-aia muncim să ajungem acolo unde ne dorim cu toți, la cel mai înalt nivel. Da. Poate deci atrage Gilortul niște nume cu experiență? Da, pe și am avut discuții și înainte când se auziseră discuții că trebuia să opreau mai devreme echipa, dar a fost tot așa, eu am considerat și acum consider, le-am spus și lor, pentru că din punctul meu de vedere cum au început, nu au fost pregătiți de Liga 3-a, la modul cum s-a început acest campionat, vorbesc din prisma lotului, în primul rând, că din prisma aspectului financiar am înțeles că erau cu banii la zi, dar la ce îmi doream eu la lot, nu am fost pregătiți și, în primul rând, îți trebuie dublură pe posturi. Nu mai vorbim exact de jucătorii de calitate sau jucători care fac diferența. Dar din iarnă, eu am avut încă am discuții, vorbesc în continuu, mă preocupă de tot ce înseamnă Liga a 4-a la noi, îmi iau informații, deja am 4-5 jucători cu care sunt în discuții, pe care nu ți divulg acum, pentru că oricum e încă de vreme. E de vreme, nu e corect și nu e corect față de cei care sunt acum angrenați în competițiile unde sunt, pentru că și trebuie să-și facă treaba acolo, nu trebuie să gândească la alte perspective. Da. Bun, haideți să ne concentrăm pe următorul meci. Cât de greu va fi pentru Gilortu cu echipa Chișinău Criș? O veche cunoștință a fotbalului nostru, din păcate n-a ieșit așa bine la ultima confruntare cu arădenii. Ce știm despre această formație și cum poate fi ea învinsă? Ar fi totodată prima victorie, dacă am obținut pentru Gilortu Târgu Cărbunești. Este o echipă din informațiile pe care le-am obținut de la prieteni de-ai mei, de la oameni care au fost, care am și trimis o persoană să îi vadă la Ghiroda, unde au pierdut. Sunt o echipă cu experiență, o echipă cu ștate vechi în Liga a 3-a, o echipă cu jucători cu experiență, cu 3-4 juniori
foarte bun, nu mai trebuie să zic eu că știi prea bine ce înseamnă fotbalul din Banat, fotbalul din Arad, la sector juvenil. Sunt o forță din toate punctele de vedere, pentru că eu, având și pe cei mici, știu ce înseamnă confruntările cu ei de la, chiar de la vârstă de 6-7 ani. Deci, din acest punct de vedere, au o oare de selecție excelentă. Și, dar, eu de azi, de la primul antrenament pe care l-am făcut cu echipa după eșecul de la Deva, deja ne gândim la meciul de sâmbătă, unde, cum să zic, eu îl tratez, adică nici nu concep să nu iau cele 3 puncte. Nu mă gândesc la un punct, mă gândesc la cele 3 puncte. Deja, începând de azi, am lucrat exact cum vrem să jucăm meciul de sâmbătă. Deja de azi am început cu antrenament tehnico-tactic și sper ca jucătorii să reacționeze din punct de vedere atât tehnic și tactic, că fizic am reușit în 2-3 săptămâni să, dacă am dominat două echipe cu cantonament, vă dați seama că din punct de vedere fizic am reușit să le redăm prospețimea de care au nevoie. Că nu mai putem vorbi acum de să încărcăm, să de alte lucruri. Vorbim de prospețime, de o tehnică în regim de viteză, de care asta mi-o doresc. O circulație bună a balonului, pentru că eu așa pregătesc toate meciurile, începând cu linia de cu portarul, plecând de jos cu minge. Dar vom vedea, că știi cum e, nu tot timpul calculele pe care le faci le și obții. Am unele discuții cu preparatorul de la liderul serii, da, Universitatea Craiova, este vorba de Dan Vasilică, care a mai trecut, bineînțeles, și pe la Pandurii FC Argeș și a antrenat și în fotbalul județean și în Liga 2, mă rog, în Liga 3. Acum, întrebarea mea este cât de important este aspectul fizic aici, în eșalonul acesta, pentru că de multe ori când vorbesc și cu domnul Vasilică, sunt uimit de anumite aspecte, adică în momentul de față, te întreb, pentru că eu nu știu din ce văd din exterior, mi-am dat seama că anumite conduceri poate nu pun neapărat accentul pe o pregătire fizică, hai să-i zicem, spartană. Da? Preparatorul fizic are un rol foarte important, dar oricum el, la orice club, antrenamentele pe care le face, oricum nu poate să le facă el de capul lui, oricum într-o colaborare cu antrenorul principal. Antrenorul principal îi spune chiar de la încălzire, că preparatorul fizic, din punctul meu de vedere, asta că știu din Arabia Saudită, lângă Neapiții, era Nacho Martinez, spaniolul care acum este la Under-21 la Naționala României, de a fost cu contra la Petroliu. Și la fel, se ocupa de partea de încălzire plus partea fizică. Apoi, dar în noile tendințe moderne, să știi că și preparatorul fizic, 85-90% din tot ce înseamnă antrenament, lucrează cu mingea. Adică s-au schimbat multe lucruri. Nu mai e înainte de... Ne puneau antrenorii, eu știu de aici, pe dealul Târgului, 3 de 4. Nu. Acum trebuie... Întreba asta pentru că foarte multă lume a criticat condiția fizică a unei echipe care a făcut o performanță foarte mare pentru România. Mă refer la Naționala Under-21. Adică s-a spus la un moment dat că am clacat fizic în meciul acela cu Germania. Ți s-a părut că ar fi fost cazul sau s-a exagerat puțin în presă? S-a exagerat, din punctul meu de vedere. Pentru că nemții ca nație sunt foarte puternici din toate punctele de vedere. Mental, ca statură, nu mai sunt incredibil. Adică, și în primul rând, neapărat că nu vă gândiți că eu făcând și, de ce spun asta, făcând, participând și la cursuri de licența A, unde chiar la 3 cursuri a fost prezent Mirel Rădoi și vreau să zic că din punct de vedere al pregătirii și a tot ce înseamnă echipa națională la acea categorie de vârstă, cum se pregătesc, meciul e incredibil. Adică nu cred. Adică eu zic că se și exagerează mult la noi, se pune prea mult preț pe aspectele negative. Adică că urmăream și aseară, eram surprins un pic, adică din un sfert de oră, 12 minute, cred că s-a vorbit de bancul, că nu știu ce atacuri rasiste. A avut un atac rasist la Denoyer. Da, într-adevăr, okay. Și pe ne-a surprins puțin poziția
televiziunii față de aceste adică incidente. Se întâmplă. Fotbalul a fost pe plan secund. Înțeleg. Deci am urmărit special pentru că era și interesul meu să privesc acea emisiune pentru că Craiova acum fiind și neapiții acolo îmi doresc și să meargă din ce în ce mai bine și chiar am urmărit special. Adică prea puțin. Într-adevăr au fost și apoi laude la adresa jocului, la adresa a tot ceea ce însemna istoricul jocului, dar de la fiecare dată când se întrerupea, imediat săream că bancul nu știu ce a făcut, bancul nu știu ce. Adică mult se pune pe latura negativă, imediat punem accent. Imediat. În loc să vorbim mai mult de fotbal, atunci a fost până la urmă un joc pe un teren. Da, sunt perfect de acord. Dacă bancul a făcut așa ceva, nu-i scuză cu nimic gestul, dar să punem nimic, accent dar... pe spectacolul sportiv. Că dacă stăm să ne certăm la televizor, suntem buni, am văzut că suntem destul de buni. Cătălin are cine să-l judece. Scrie era că arbitru în raportul de joc, neapiții, oricum el nu acceptă lucrurile astea și sunt convins că dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta... ar fi, jucătura ar fi avut de suferit, dar exact. Nu, cum să și aici, la fel și la noi în Târgu Jiu, la fel, prea mult scoatem în evidență lucruri negative. În loc că sunt foarte multe cluburi acum și toate vorbim de toate sporturile, care sunt, cum am fost și eu, am venit în Arabia Saudită, am început cu 4-5 copii, fără ajutorul nimănui. 4-5 copii am început cu Bobby împreună și am reușit ușor, ușor, ușor și avem în jur de 95. Un club mic, cum sunt eu. Fără teren, fără, cum să zic, organizare, să am nocturnă, să am unde să mă schimb, să am, ușor, ușor, prin muncă, numai prin muncă, și de stat dimineața până seara, cu o concepție nouă, care tu știi că eram la început și multe cluburi sportive, asociații erau în fața noastră, dar uite că am demonstrat, fără să mă duc să dau pliante prin școli, nu, doar prin părinți. Că eu am fost și eu prin Olanda, am văzut și eu cum se lucrează la acest sector juvenil, unde... din punctul meu de din punctul meu de vedere, problema pe care o pun în primul rând și părinții cu antrenorii de rezultate, eu nu o văd și nu o accept și am ajuns, uite, să am 100 de copii la toate grupurile de copii. Cum a pornit această ambiție Luceafărul Târgu Jiu? De ce? Cu și cu ce scop? Cu ce scop? După cum știi, nu am mai reușit neapiți să prindă un contract în străinătate, am fost în litigiu cu Itihadul. Eu atunci am zis că vreau să, făcând licența B, am zis că vreau să văd dacă pot să lucrez și cu copiii, că nu știam. Am vrut, dacă nu mi-am licența B, nu vreau să lucrez cu copii. Dar am reușit să obțin licența B și am zis, mă, hai să venim cu o nouă concepție. Că ne-am plimbat două luni, să știi, am stat pe la toate cluburile și așa, m-am dus la meciuri și am văzut că vrem să venim cu o schimbare, adică să văd copilul că vine cu zâmbetul pe buze, să văd cu concepția aia de bucurie, să toată lumea să fie acceptată la fotbal. Vorbim de fotbal, că la 6, 7, 8 ani vorbim de o inițiere, din punctul meu de vedere, de acolo se pleacă, dacă nu pleci cu o inițiere corectă, dacă nu pleci cu un comportament frumos, adică să știi când intri într-o sală cine este antrenorul, unde sunt părinții, să știi să saluți, să știi să respecti, să știi să accepți că dai un gol, să știi să accepți că te driblează un coleg de-al tău, adică sunt multe lucruri pe care mulți antrenori nu pun accent pe ele, adică ei opresc doar 4-5 care au talent, nu. Vreau să opresc și cel care, din punct de vedere morfologic, poate este, cum să zic eu, are o greutate, un surplus de greutate. E normal, dar și pe acest lucru tu să faci mișcare cu el. De-aia noi am și făcut grupă de avansați, grupă de începători la fiecare vârstă, avem la 2011 avansați începători, 2012, 2013, 2014, 2015. Mi se pare atitudinea corectă, da. Eu nu știu dacă e corectă, dar eu, din ce am văzut, eu iau pentru mine spiritul. Asta demonstrează că lucrați în slujba sportului. Da, da. Și punem prea puțin accent pe bani. Adică la mine și când e vorba de cantonament, de jocuri oficiale, de turnee, eu am la fiecare grupă cât un reprezentant al părinților, pun legătura să ia... să ia legătura cu organizatorul și partea financiară nici nu mă interesează, prea puțin mă interesează. Unde mergem, ce facem, aia vorbim noi, dar ce vorba de bani, nici nu ne interesează pe noi și poate și acest aspect a fost foarte important și din prisma părinților, pentru că vine un părinte la tine și are încredere și te întreabă cât costă. Și eu zic, nu, domne, pe mine nu mai vreau să văd copilul după 2-3 antrenamente, dacă îi place, dacă se simte bine și apoi vorbim de latura financiară. Și aceste aspecte cred că este o
corect față de și părinte, pentru că și el investește în copil, face eforturi, pentru că am copii, poate nu au. Eu am copii care iau de acasă, cu mașina. Mă duc și iau de acasă. Nu au o situație financiară, dar vin și fac antrenament pentru că își doresc, au chiar talent și trebuie să-i ajutăm. Cum putem? Cum e, Mario, relația cu părinții din postura asta de antrenor la Luceafărul Târgu Jiu? Și mă refer la părinții care poate pun accente pe rezultate, care poate vor să joace copiilor meci de meci. Știi cum e? Că s-a vorbit foarte mult și antrenorii încearcă deseori să le explice oamenilor că la acest nivel trebuie respectate anumite etape. Ai avut probleme cu acest aspect? Noi nu am avut probleme. Din ce motiv? Pentru că este foarte importantă relația antrenor-părinte-copil. Adică dacă îl faci pe părinte să înțeleagă de ce e copilul la fotbal, vorba vine. Vorbim de fotbal la 12-14, eu asta stau și le explic. Pentru că din majoritatea copilor pe care îi avem, nu știu dacă vor să facă la 12 ani, vor să continue. Și pentru, din acest aspect, noi stăm și avem, cum să zic, ședințe lunare, începând cu prima zi, când vin, le explicăm ceea ce ne dorim noi, dacă poate să se adapteze la cerințele noastre, dacă vor, pentru că noi și la antrenamente, părinții stau într-o parte, la noi nu au voie să dea indicații, nu au voie să vină, că mai sunt care intră pe teren, care, știți cum e, părintele, orice, și eu îmi doresc. Dacă am un copil și eu îmi doresc să fie cel mai bun, dar dacă îl fac să înțeleagă care sunt pașii, pe ce trebuie să ne focusăm, pe ce trebuie să ne axăm, atunci nu ai probleme cu ei. Eu chiar și la turnee când merg, pentru că părinții fac eforturi uriașe, dar explicând, răspundele, indiferent de bani, vedeți că sunt copii care o să joace mai puțin, sunt copii care o să joace mai mult. Voi trebuie să conștientizați lucrul ăsta dacă înțeleg vă doriți. Treaba asta e. La mine, da. Deci, din acest punct de vedere, nu am avut probleme cu niciun fel. Am probleme cu cei care vin din alte părți. Deci am probleme cu cei care vin din alte părți, care nu au plecat cu noi de la început. Am un pic probleme de adaptare, pentru că la noi este altfel, nu prea se vorbește. Noi toate antrenamentele, după cum știți, le facem cu doi antrenori. Din punctul meu de vedere, la sectorul juvenil, nu trebuie să existe antrenament fără doi antrenori. Nu trebuie să existe. De ce? Pentru că ei nu sunt atenți în primul rând. Dar dacă ai un antrenor care lucrează, le explică ce să fac, ai al doilea antrenor care stă prin jurul lor, vorbește cu ei, le mai arată și al doilea, văd că sunt băgați în seamă. Că știi cum e, un antrenor cu 16 seniori e ușor să lucrezi, pentru că ei te înțeleg, e vorba de respect, dar ținând cont de cei mici, nu, pentru că ei imediat le distrage atenția orice foșnet. Că intră unul în sală, că aplaudă părintele sau că se întâmplă imediat, le s-a tras atenția. Dar având doi antrenori și unul încercând să le explice ceea ce au de făcut, celălalt să meargă prin jurul lor, să fie tot timpul aproape, să-i simtă, să-i, chiar că eu la mine am asta, dacă nu lucrează cu zâmbetul pe buze, nu-i văd râzând că lucrează, pentru că până la urmă vorbim de la vârsta de 5-8 ani, vorbim numai de simțul și controlul mincii. Altceva n-avem ce să vorbim. Că vorbim de tactică, că mai văd antrenori care îi așează. Vorbim este adevărat de... atunci vorba lui Ilie Balaș, că trebuie să te distrezi pe teren, nu? Mai ales la această vârstă. Pentru că este vorba de inițiere. Mai bași și coordonare, pentru că au nevoie și de coordonare, pentru că la noi, din păcate, la materie educație fizică și sport avem de suferit. Eu sunt și profesor de sport, am fost momentan, acum am întrerupt un pic activitatea pentru că erau prea multe de făcut și nu puteam să fac față, intervenind cu, acceptând la Gilordu să fiu antrenor principal, dar nu se lucrează. Unde toată lumea privește educația fizică și sport, acum, ca o oră liberă. Oră liberă. Nu mai face nimeni nimic, hai să facem română în loc de educație fizică și sport. Toți au uitat de spiritul de mișcare, spiritul de... De a merge totul ca pe roate, că facem da. X sau Y în locul educației fizice, mă rog. Da, și de asta este foarte important coordonarea la această categorie de vârstă. Apoi 80 ani intri în formare, 10-12 intri în consolidare, deja 14-18 vorbim de perfecționare și
cei care vor să meargă pe... Pentru că, după cum știi și tu, nu este greu să... Nu este ușor să faci fotbal, să faci un sport de echipă. Nu este ușor pentru că dai de grup, dai de antrenori, dai de caractere diferite, pleci de acasă. Nu este ușor. În contextul creșterii copiilor noștri, cum ți se pare regulile impuse de Federația Română de Fotbal, care oarecum facilitează accesul tinerilor și în eșalonele inferioare, dar și în primul eșalon, și am văzut efectele regulii Under 21 pentru primul sezon. Bine, a fost pentru primul sezon a fost un jucător obligatoriu. Acum pare, la prima vedere, că se forțează puțin nota cu doi jucători. Și de ce spun asta? Pentru că am văzut și în meciul de aseară, poate fi un exemplu, cum un Luis Nițu de la Craiova, și nu este un caz singular, este schimbat în primele 25 de minute, să spunem. Adică e ok din perspectiva ta cam ce se întâmplă în fotbalul românesc și cam ce a făcut Federația Română de Fotbal, și să vorbim puțin și de regula asta cu doi jucători Under 21. E forțată puțin nota aici? Cu doi eu zic că da. Pentru că, cum să zic eu, nu toată lumea are... nu toată lumea stă așa bine la academii. Nu toată lumea... toată lumea e exemplu Academia de Fotbal Hagi. Dar nu echipele, de exemplu, cu pretenții de Liga Campionilor. Știi cum e... Ei probabil se focusează puțin activitatea, mai ales echipa da, cu pretenții. Hai, da, dar eu nu cred că, adică orice antrenor, și chiar dacă nu ar fi această decizie, nu te-ar obliga. Dacă ai un jucător de valoare și care face față, ce, antrenorul nu ar băga în teren? Adică eu cred că ar juca și fără să fie problema asta cu problema, cu obligativitatea aceasta de a băga doi jucători. Unul, eu zic că a mers, a fost ok, toată lumea a luat la fiecare echipă, a luat cei mai buni la acea categorie de vârstă să-l aibă acolo în lot, că trebuie, îți dai seama, unul în teren, unul pe bancă. Da. Dar cu a doua, uite că nu toată lumea posedă jucătorii de aceeași valoare. Și dacă, de exemplu, Craiova este o echipă cu pretenții, o echipă care își dorește titlul, e greu dacă nu ai la via antrenor și nu ai ceea ce îți dorești tu, adică în concepția ta de joc și ceea ce vrei tu îți dorești la echipă, nu ai jucătorul respectiv. Ce faci? Te obligă să-l bagi, că așa vrem noi. Adică e un pic forțat, cum ai spus și da, tu, sunt de aceeași părere cu tine, cred că este un pic forțat, dar, până la urmă, știi cum e, n-ai ce face, trebuie să te adaptezi la rigorile cerințelor, a federației, și trebuie să faci față. Cauți. Revenind la Gilor tu Târgu Cărbunești, și să luăm exemplu tinerilor, sunt atrași tinerii de un proiect în Liga 3, să spunem, pentru că dacă la jucătorii cu experiență putem să invocăm și motivele financiare, adică un jucător cu experiență să aibă și un anumit salariu, un jucător cu experiență nu mai este poate și profesor și așa normal, mai departe, normal. Se concentrează pe antrenamente. Dar tinerii pot fi atrași mai ușor, și mă refer la tinerii de valoare, bineînțeles, dacă există material la nivelul acesta. Eu zic că da. Adică știi cum e și cu cei tineri. Dacă văd, adică eu, cum să zic, eu sunt bucuros pentru că am majoritatea jucătorilor mei de la Gilor, sunt sub 20 de ani. Am 9 jucători, în afară de 3-4 băieți care sunt cu experiență și care au jucat la nivel mai mare. Vorbesc de Liga a doua, Liga a întâi, în rest ceilalți sunt jucători fără experiență, dar am reușit să știi, să-i văd că își dau tot ce pot din ei, chiar dacă le este greu cu modalitatea noastră de lucru, pentru că noi le-am venit cu metode noi, metode care se cer la cel mai înalt nivel, și dar spre surprinderea noastră să știi că au răspuns excelent. Au răspuns excelent și au demonstrat, cel puțin la antrenament, că fac față. Adică pentru mulți dintre ei au fost lucruri noi, cu care noi am venit, cel puțin din punct de vedere tactic, unde noi le cerem, am venit cu, din punctul meu de vedere, cu informații multe, facem foarte mult tactic, facem atât pe teren cât și la tablă, atât înainte de antrenament, cât și înainte de joc. Dar știi cum e, ca să pregătești un joc și când ai jucători care îți intră în teren, ei trebuie să știe exact ce au de făcut. Atât în momentul când avem mingea
și în momentul când nu avem minge, pentru că din punctul meu de vedere jocul fără minge este foarte important la un joc oficial. Ați avut rezultate foarte bune la nivel juvenil și alături de, sau în cadrul Pandurilor, dacă vorbim de Pandurii Târgu Jiu. Care mai e activitatea la club? Cum mai stă Pandurii din acest punct de vedere? Și că a fost fotbalist la echipa Faniona Gorjului, ce crezi de situația actuală? Păi și acum, poate să-și revină echipa asta? Și acum vreau să zic că făceam antrenament, că eu îl ajut, chiar dacă nu sunt angajat al clubului, îl ajut pe Bobby la grupa de 2008, pentru că am mers pe același concept, să fim doi acolo, și chiar anul trecut am fost campioni la categoria de vârstă 2008, campionii ai județului, cu zonal a fost un pic mai greu, pentru că, din păcate, la noi sunt la această categorie de vârstă sunt mai multe echipe unde fiecare echipă posedă un nucleu de jucători foarte buni. Noi de asta și la comisia tehnică, că după cum știi noi facem parte și din comisia tehnică a antrenorilor pe județul Gorj, comisie ce face parte din AJF, care am reușit și anul acesta să aducem perfecționarea antrenorului de licență A și B pentru prima dată în județul Gorj cu domnul Aurel Țicleanu. Am reușit să ținem cursul aici la Hotel Constantin Brâncuș și au fost 100 de antrenori din cele 3, din Mehedinți, Olt, Dolj și Gorj. Și din punctul meu de vedere ar trebui să fie mai multă unitate din perspectiva antrenorilor. Adică, băi, avem două grupe de 2008. Hai să facem cumva, să le unim, să luăm cei mai buni jucători, să facem un nucleu de 14 jucători, cu acest nucleu mergem mai departe, pentru că toată lumea are de câștigat. Nu numai eu care am 2008, nu numai el care are 2008, nu. Toată lumea are de câștigat. În primul rând copiii. Că toată, din perspectiva noastră, eu mă gândesc mult la copii, nu la mine. La fazele zonale împreună? Da, în fazele zonale, cine? De exemplu, anul ăsta este 2009. 2009, grupa antrenată de domnul Poienaru, o grupă foarte bună. Noi, de la Luceafărul Târgu Jiu, i-am dat 4 jucători. Eu nu am grupă de 2009, dar decât să am ambiția mea, cum fac alții, să-i țin acolo, la Luceafărul. Interesant. Adică decât să-i țin acolo, mai bine cu... Și sunt antrenori care refuză acest lucru. Sunt, nu că refuză, nici nu vrea să-i vadă. De ce să ți dau? Mai bine lucrez eu cu el. Nu. Eu am și un copil, de exemplu, de 2010, Mario, care este și capitan de echipă la domnul Andreuca, la Pandurașu. Deci eu am, când mi se cere, eu am muncit cu niște copii care au venit începători, am muncit cu ei și uite că am reușit să-i aduc să poată să evolueze. Poienaru, Alin, are o echipă foarte bună la 2009, stă foarte bine, și la 2007 stau excelent. Și am, de ce să nu îi ajutăm și pe ei să meargă chiar la fază națională, de ce să la zonal să iasă pe primul loc? Pentru că vorbim până la urmă de Gorj. Nu vorbesc de Luceafărul, nu vorbesc de Pandurii, vorbim de județul Gorj, de copii ai Gorjului, de copii ai școlilor din Târgu Jiu. Și pentru asta trebuie să lucrăm toți. Adică că sunt convins eu că dacă e să aibă rezultate, vor, spune-și nu acolo două cuvinte, spune-și de mine și de Bobby. Că eu așa crești, dacă nu, da. Din contră. A avut copilul meu de câștigat. Și eu zic că aici trebuie să ne gândim și eu apreciez. Deci toți antrenorii de copii și juniori, începând cu domnul Florin Bejenaru, care este directorul centrului școlii, ei merită nu aplauze. Să stai o zi întreagă să-i aplauzi, toți, începând cu toți, nu încep să-i număr pentru că poate omi pe cineva și nu vreau, eu îi respect pe toți, pentru că nu este ușor să lucrez la aceste categorii de vârstă și ei o fac împreună cu părinții, gândiți-vă că ei își plătesc inclusiv baremele de arbitru, nu este ușor, dar ei, din punctul meu de vedere, merită aplaudați și felicitați pentru munca care nu este ușoară la copii. Și nu înțeleg de ce toți trăim cu acest cuvânt speranță, care vorbim de ani, se fac 2 ani de zile, sperăm să ne reglementăm, să ne revenim sau nu știu. Vorbim în primul rând de ce nu de copii și juniori. Eu aici nu înțeleg de ce nu se schimbă ceva, dar nu sunt în măsură să vorbesc mai multe pentru că nu sunt nici acolo, nu sunt nici factor de decizie al celor ce conduc acest oraș.
Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Cred totuși că Pandurii are șanse să se salveze sau să, măcar să nu dispară de pe mașina fotbalului românesc, că se pune și problema asta. Noi sperăm, Cătălin. Noi sperăm că ai văzut că de 2 ani de zile e o echipă nouă. Tot timpul e o echipă nouă și, din păcate, au reușit... E o muncă de Sisif acolo. Da. Și domnul Bogoi a reușit, uite, am reușit să dăm și 5-6 jucători care joacă la echipe foarte bune, echipe cu pretenții, la nivel de Liga a doua, cu pretenții de promovare, și acum tot la fel a luat o echipă de jos, o echipă cu 10-12 jucători noi și sperăm să reușească. Eu am încredere în ei, în jucători, chiar în conducere, în toată lumea, sper să ne revenim, că făceam antrenament astăzi și vedeam deja lumini la teren și e păcat să nu profităm de lucrul acesta, de acest teren, de stadion superb și de tot ce înseamnă terenul la genul de copii, că este terenul sintetic, terenul 3, pe care e păcat să nu le folosești. Să sperăm că vom avea și mai multe baze sportive în perioada următoare. În primul rând că suferim la acest capitol, exact, la infrastructură, și mie mi-este foarte greu. Exact. Mario Gămane, îți mulțumim frumos că ai fost alături de noi în această seară. Îți dorim multă baftă alături de Gilor Tuturu Cărbunești și, bineînțeles, alături de copiii pe care îi pregătești și să ne auzim cu rezultate din ce în ce mai bune. Mulțumesc frumos de invitație încă o dată și sper să ne vedem mai des. Da, cu siguranță. Bună seara. Doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Sportul Gojan, eu sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem în fiecare marți de la ora 20:15. Până atunci, să aveți o săptămână grozavă.